S-au duelat în dosare cu cât mai multe puncte pentru ele, le-au fost atribuite câștigătorilor prin tragere la sorți, iar luni vor intra de drept în posesia lor. Vorbim despre terenurile din cartierul Tineretului și tinerii care vor beneficia de ele. De la momentul punerii în posesie, aceștia au la dispoziție fix un an de zile pentru a începe construcția efectivă a casei. Din 10 septembrie, tinerii care au reușit să obțină un lot în cartierul Tineretului vor fi puși în posesia terenurilor. Aceștia vor fi anunțați telefonic pe rând pentru a merge alături de reprezentanții Comisiei și cei ai Serviciului Cadastru în teren pentru identificarea și atribuirea pământului. În afară de faptul că s-a stabilit cine primește un teren, s-a făcut tragerea de sorți, acum trebuie făcută punerea în posesie propriu-zisă. Aceasta va avea loc începând de luni. Tinerii vor fi convocați la fața locului, vor trebui să aibă câteva acte asupra lor. Este bine de știut că în termen de un an de zile trebuie să înceapă procedurile pentru construirea casei dacă nu vor pierde posesia terenului. Beneficiarii celor 125 de loturi vor trebui să aibă asupra lor cartea de identitate și exemplarul biletului extras din urnă la începutul lunii august, când s-a făcut tragerea la sorți. Cei care nu pot veni personal pentru a intra în posesia terenului pot trimite un alt înlocuitor cu condiția ca acestuia să-i fie dată o procură notarială. Loturile sunt oferite în folosință gratuită, dar pentru a nu fi decăzuți din drepturi în termen de 6 luni, norocoșii beneficiari trebuie să intabuleze terenul și să depună actele în vederea obținerii autorizației de construcție. De asemenea, aceștia au la dispoziție fix un an de zile pentru a începe construcția efectivă a locuinței.